spațiul Schengen trebuie să ne cuprindă. Îndeplinim toate condițiile impuse de mecanismele europene. Problemele noastre cu intrarea în Schengen apar când refuzăm să ținem cont de cerințele anumitor vectori, cu influență economică pe bătrânul continent și cu interese majore la Marea Neagră sau la porturile românești. Este o adevărată bătălie dusă pe multe planuri. În acest timp, tu ai numărat orele la vamă, ți-ai socotit pierderile, ai calculat timpul cât ai stat departe de cei dragi. Toți ne-am câștigat dreptul de a ne mișca liber pe două picioare, pe două roți, transportatori sau turiști. Deci iată de ce spun că violența de limbaj, violența fizică pe care o practică unele partide, în mod categoric, nu PSD-ul și nu ALDE, eu vorbesc în primul rând despre va trebui să ducă până acolo încât cetățenii să tragă niște concluzii, zic eu, pertinente și să vadă pe cine vor să trimită în Parlamentul European și cui vor să dea votul. Avem nevoie de liniște în Parlamentul European, avem nevoie de patrioți în Parlamentul European. Și nu trebuie să folosim de aceste cuvinte când auzim de interesul național, de patriotism, că de este desuiet așa din punct de vedere al unor elitiști, nu știu ce natură. Chiar și mai vreau terminați odată cu... Păi nu se poate. Nu se poate termina. Pentru că starea de fapt a oricărui cetățean care aparține unui stat și unei națiuni este să simtă îndeplinătatea liniștii și conștiinței lui proprii că aparține unei comunități, că își apre curtea, ograda, interesul, familia, și asta ține și de patrioți, ține și de național. Da, mă rog, e neomarxismul ăsta acum care face ravagii și sperăm ca să ajungă în situația să-l mai frâneze cineva. Oricum, metodele sunt tipice anilor 50 până în 57-59, ceva de genul arestații, omorții pe cheaburi, omorții industriași. Și zic că la asemenea îndemnuri se găsesc destuie care să acceseze în spațiul intelectual respectiv. Iată de ce revin și spun că echipa noastră, cea de la ALDE, candidații noștri, se înscriu pe linia servirii interesul național și interesul cetățenilor români, indiferent că sunt în afară sau sunt în România. Și cred eu că, la cum am văzut, în aceste aproape două luni de zile, cred eu că la nivelul județului mea și m-am bucurat ca și la nivel național, chiar dacă trendul nostru celălalt este în creștere, m-aș bucura foarte mult să văd ca rezultat al votului faptul că cetățenii au înțeles ce reprezintă ALDE atât în țară, cât și ce va reprezenta în configurația viitoare a Parlamentului European. Și sper ca sigur să dea votul Alianței pentru Europa și Democrație. Mai am o mică problemă de abordat, și anume că
Suntem în campanie electorală. Și greu în campanie electorală că se pune lucruri pe lucruri, fără să le spune pe lume. Dar mai venit cu niște precizări pe care chiar și unii prieteni omit să o facă sau să le facă. Și anume că eu aș vrea în fața dumneavoastră și zic pe dumneavoastră să mă adresez cetățenilor să fac următoarea subliniere. Tot ce se face în țară și în județul Neamț se face cu ajutorul ALDE. Tot ce se face în țară și în județul Neamț se face cu ajutorul ALDE, Alianța Liberală și Democrație. Nu există un guvern PSD așa cum încearcă celălalt să insinueze, că a dat ce a făcut. Nu există un guvern alt. Am mai spus-o și altă dată. Există un guvern al coaliției, există un guvern în care ALDE dă stabilitate. În care ALDE dă ajutorul pentru a se realiza tot ce le-am propus în programul de guvernare, atât din programul nostru ca partid, cât și din programul celor de la PSD ca partid, și încercăm să ducem țara asta înainte. Nu poate fi scos ALDE dintr-o asemenea ecuație. E regretabil că se încearcă așa într-un fel subliminal să se inducă un alt mesaj. Prin luări de poziții sau chiar prin niște formulante scrise în perioada de precampanie, pe care am mai găsit văd fel de fel de cutii poștale. Deci, dacă e să vorbim și să revenim la nivel județean, eu chiar am și făcut o declarație la un organ de presă zilele trecute, fie că vorbim de spital, fie că vorbim de drum, fie că e spitalul de județean de urgență, fie că este spitalul de la Bicață, Roma, Târgu Neamț, orice modernizare sau aparatură se aduce acolo, se aduce, sigur, și cu votul nostru celor de ALDE. Noi suntem cei care facem majoritatea cu cei de la PSD. Vorbim de modernizare de drumuri. Da, sunt unii modernizate și vom moderniza în continuare. Și asigur cetățenii județului că vom moderniza drumurile în continuare. Dar este vorba și de votul pe care eu, în cadrul Consiliului Județean, sunt alături, în cadrul coaliției, pentru asemenea realizări în județ. Fie că e vorba de crește, școli, grădinițe, apă, canal, indiferent de ce se face la nivelul județului, ALDE se prezentă în votul său, reprezintă ca factor de echilibru, dar și ca sprijin pentru PSD. Ca atare, rog colegii din coaliție să fie mai des la nuanțe, la nuanțele care transmit cetățenilor. Cu alte cuvinte, nu există așa cum un guvern ALDE, pardon, un guvern PSD sau un guvern ALDE, cum nu există nici un Consiliu Județean PSD. Există un Consiliu Județean în care majoritatea este creată din PSD și ALDE. Și, în mod categoric, avem pretenția să ne fie recunoscute meritele, pentru că e vorba de efortul de 3 ani de zile. Și pe care le facem, muncim, dar nu înseamnă că reclamăm pe toate drumurile. Da. Aș vrea să mai importați o foarte mică problemă. Și anume, nu pentru că suntem în campanie electorală, ci pentru că suntem români. Apropo de incidentul neplăcut
de la Tărămânești, Bacău. În care niște minți întunecate au avut îndrăzneală, au avut tupeu, au avut o brăznicie să acopere cu saci pentru gunoi crucile morților noștri, crucile eroilor noștri. Crucile românilor căzuți pentru libertatea neamului și pentru țărâna asta și pământul ăsta pe care călcăm. Eu fac un apel atât cât îmi permit mie competențele, dar ca român cred că pot fi destul de competent. Ca român fac un apel la liniște, la calm. Organele de ordine, în sfârșit, poliția, parchetul să-și facă datoria. Iar nu demereu o să nu uite niciodată că trebuie să își țină în frâu exaltații. Și să nu uite încă ceva. Că între morți nu sunt hotare. Fie că sunt unguri, nemți, ucraineni sau de alte ruși sau de alte naționalități. Morți sunt morți. Dar când e vorba de eroii noștri, poporul meu este foarte sensibil la așa ceva. Și nu aș vrea să amintesc cuvintele unui cetățean. De aceea îndemn la calm și la restabilirea pe undeva a echilibrului, pentru că cineva spunea cândva să aibă grijă oricine să nu stârnească vestea din poporul. Ca atare îndemn pe cei de la UTMR să fie cuminți, să stea liniștiți și să încerce să înțeleagă că noi am fost alături în multe momente în ăștia ultimii 30 de ani, când s-au bucurat de sprijinul guvernului român pentru a-și realiza niște interese prin Ardeal pe care în alte condiții și în altă parte nu cred că erau posibile. Inclusiv ca respect față de eroilor, care eroilor nu mai dezvolcă, înseamnă să sapă în istorie și să o lucru cuțitul răni poate vindecate. Dar e îndemn la cumințenie. Asta trebuie să facă de mereu. Eu sper ca lindă lucrurile acolo să se liniștească și să înțeleagă oricine că s-a mers prea departe. E vorba de noi, e vorba de România, e vorba de morții și de eroii noștri. Și cu asta am încheiat. Dacă dumneavoastră aveți întrebări... Vorbeați la un moment dat, apropo de discursul pe diverse tonalități în Europa, despre România. Despre alte țări și ați invocat legat de Schengen poate dorința unei reciprocități legate de port. A fi multe de spus despre felul în care statul român vrea să fie un stat puternic și deștept sau nu.
Vedem că jandarmii sau alte forțe de ordine nu s-au grăbit să ajungă în cimitirul ăla. În schimb, îi spuneam unui puș de 17 ani că nu are voie să-i boteze în spațiu public, ceea ce e o adevărat. În fine, întrebarea mea. La un moment dat, apropo de business-uri cu olandezii sau cu alții, statul român, prin vocea unor înalți reprezentanți ai săi, chiar miniștri ai faptelor, se lăuda că am recăpătat pe bani, pe bani sau pe alte chestii, dar înseamnă tot bani, un pachet majoritar la un șantier naval, la o firmă. Șantierul din Mangalia. Unde? Noi am redevenit majoritari și eram foarte mândri și anunțam cu mândrie patriotică că noi suntem iar majoritari, dar lăsăm administrarea firmei acționarului minoritar, care în continuare probabil plătea foarte bine niște prestări servicii de consultanță și pleacă în continuare pe rețeta clasică profitul. Întrebarea, ați mai auzit, veniți în business, ați mai auzit un acționar majoritar care să fie foarte mândru pe lasa administrarea minoritarului? Și cum sună asta pentru un stat român? De, situația e destul de complexă și, sincer, nu știu ce s-a discutat în esența contractuală, acolo, la nivel de contract. Lucrul este sincer. E bine că suntem majoritari. Iar majoritarul poate acum să ia oricând o decizie ca să ridice în ultimă instanță, dacă, sigur, în ascunțeșurile contractului nu sunt date, precizări acolo, poate să ridice dreptul de administrare minoritarului. Cert este un fapt că, din momentul în care s-a trecut, statul a intrat ca majoritar în respectiva societate. A reintrat. S-au angajat niște oameni acolo și nu puțin. Dar asta e un subiect un pic mai larg și chiar nu face azi, obiectul discuției noastre de astăzi. Însă, sigur, privind la problemele Europei, cu ce se vrea, mai ales Olanda, cu ce se vrea în partea asta altă, păi, scuzați-ne, de-aia spun că trebuie să spunem lucruri pe nume și să înțeleagă cetățenii noștri, să înțeleagă și cei care ne contestă, și cei care își contestă țara, și cei care parcă se contestă pe ei, deci prin efect. V-ați uitat însă pe harta României și pe harta partea occidentală, e bine de la granița de vest. Dacă privit așa, într-o anumită simbolică, nu se schiță, Occidentul până spre Ungaria, cu așa plin de autostrăzi. La noi le facem cu țărita și încep să îi dau dreptate, dar acolo era o altă chestiune care zice cineva, nu mai amintesc când e cazul. Că domnule, am fost să dau drumul la nu știu autostradă și mi s-a spus de către cei din servicii mă vor aresta. Ei, imaginați-vă ce ar însemna autostradă venind din vest, dar să meargă până la Constanța. Pentru că în momentul în care se întâmplă acest lucru, că să avem o infrastructură rutieră pusă la punct, în sensul modern al cuvântului, tot ce înseamnă partea de Orient de acolo a venit în portul Constanța. Ce bogăție ar fi pentru România? Iată de ce avem nevoie în Parlamentul European de oameni care să apere România cu adevărat și interesul românesc. Pentru că aici este vorba, dacă privim numai aspectul de care vorbeam, de ce venitul poate să aducă portul Constanța pentru România, care, de ce să nu spunem, este concurentul axial al Rotterdam. Cam asta este problema. Cine tot aburesc niște cu șeie, cu MCF-ul, cu cine? Cine, că fim cu păreri cei de la noi, puși cu bani grei de la Uniunea Europeană să ne vorbească de rău? Cine le dă date și informații? Vine tineri asta noi și spune că opriți ancheta, păi și permitea el să facă treaba asta. Deci tu vii să-mi spui mie să fiu stat de drept și să așa. Și îmi spui opriți ancheta, atât cât te ingerezi tu în spațiul justiției românești. Cine ești? Mă rog,
Am văzut mai vreme unii după acolo, când au și trebuie să facă pe gură treaba lor, pentru că se însfârșit. Dar nu e problema lor, așa că o să mai dăm un pic pe glumă. Așa. Avem nevoie de lideri adevărați, de lideri puternici la Uniunea Europeană, de oameni care își cunosc interesul în sensul slujirii cetățeanului care e trimis în Parlamentul European. Și nu altceva. Sigur că dacă debagăm pe tema asta, zic, da bine, își apără statul ca atare. Da, dar și noi trebuie să ne apărăm statul. Noi ce nu suntem? Am fost prea dar nici până acum. Și Europa nu prea ne-a întors ce trebuie. Și asta se constată și se vede. Ori eu cred că s-a ajuns în situația în care spunem stop, începând de la data de 26 mai, cred că interesul românesc trebuie să fie și interesul altor state europene care au fost ajutate de România de-a lungul timpului. Chiar dacă plecăm de la vremea lui Ștefan cel Mare, turci și nu știu ce, a fost o papă aici și a fost un scut ca ei sigur să-și construiască castele și să, știu, să doamnă niște sfără care să ai unii sau alții în, nu știu ce, germani. Da, vă rog, dacă mai sunt întrebări. Avem aici pe domnul Maxim Sebastian, care am înțeles că vrea să ne transmită un mesaj de... Da, primul rând mă bucur pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Să fac parte astăzi de echipa noastră, această conferință de presă. Recunosc că sunt înregistrat în cadrul ALDE de aproximativ o lună. Nu a fost o decizie, să zic, ușoară, dar am făcut acest pas cu bună credință, cu încredere. Energia. Elementul esențial, râfnit de cei puternici, dar aflat în posesia unui număr limitat de țări. România are și resurse, dar și poziție geostrategică. Cu toate acestea, în familia Uniunii, noi nu suntem încă un actor principal. Știm de ce. Știm inclusiv pârghiile pe care trebuie să le apăsăm. Că vorbim de stabilitatea energetică, de extracția gazelor din Marea Neagră sau de interconectarea prin gazoducte, jocul este dur, nu există marjă de eroare. Deciziile se iau cu mare grijă și cu viziune. De aceea, protejarea intereselor strategice ale României este prioritatea noastră.